Aaa, mă lua din spate. Ai grijă în dreapta, cine e pe dreapta. Vezi că vine... unde l-a omorât pe la dreapta. Sunt mort. Ai grijă cine le ai în bază. A murit acolo pe străduță. Schimba să stea altcineva la steag. Stai la steag. Cu cine ești pe stânga? Cu mine. Hai, stânga full. Ok. Și mai era unul. Mai era încă unul, da. Sunt doi la steag. Unul e mort. Ești ok, Alesto? Da. Pot să dau grenadă la steag? Sunt eu, nu-i nimeni. Pot pași. Ah, la magazinul din dreapta. Steagului. Acolo unde e stația aia de autobuz. O da grenadă, vine la noi în bază. Polime. Aici, după casă, cum ne omoră data trecută. Eu am avansat pe dreapta, mă duc spre ei. Mai am unul pe stânga. Vin casă. O deschis ușa. E mort, să veniți să luați steagul. Ăla? Da. Hai, Alessio, că țin steagul până vii. Nu, sunt aici. Ah, ok. Am crezut că ai murit. Nu. No. Da, pistol e useless ca e. Tragi un cărcător întreg și unul moare. Sunt la steagul lor. Încerc să mă apropii. Încerc și eu pe, da. Pe stânga să mă apropii. Încerc să bunghiesc pândarul, dar nu știu unde e. Unul e mort. Polimer, da. Mai e unul mort pe dreapta, Tishan. Mai e unul mort pe stânga. Mai e unul pe stânga, pe burtă. E unul pe dreapta, la aproape de steagul lor, la 3 de metri. Eu sunt la steagul lor. Nu, dar lor. Snow. Mai sunt aici? Ah, mă moră. Nu te bagi. Eram la steagul lor. Palba și aici. Sper să mai am camuflaj la muschetele astea. Care e pe stânga? Eu. Ok. L-am luat? Da, l-am luat. E unul fix la steagul lor. Ai grijă la casa aia în construcții. Acolo s-a pus unul.
Mi-a tras-o măcelară. Pe stânga te-a luat, așa-i? Nu, era în spatele steagului lor. Ah, ok.